Noi suntem încă în discuții cu, în primul rând, cu producătorii de vin, fiindcă este sărbătoarea națională, este o posibilitate pentru ei să-și promoveze mărfurile. Noi sperăm foarte mult să desfășurăm această sărbătoare în acest an, fiindcă am menționat că e o recoltă excelentă de struguri în anul curent, în plan calitativ. Poate nu atât cantitativ, dar calitatea este extraordinară și am avea cu ce ieși și deja a devenit o sărbătoare cunoscută inclusiv și pentru turiștii din afara țării. Mai mult avem și unele acțiuni care au fost pregătite în prealabil de partenerii noștri, unele ambasade care doresc să facă și niște elemente de bucătărie tradițională în contextul servirii vinurilor și ar fi bine să menținem această sărbătoare. După ce vom avea o opinie comună din partea vinificatorilor, vom decide cum ne adresăm către cetățenii noștri stimați care protestează în piață și să stabilim și data. De regulă este în primul weekend al lunii octombrie, s-ar putea poate să mai amânăm cu o săptămână, dar încă o decizie definitivă nu avem în acest sens. Sigur că da. Piața Marea Adunării Naționale este locația perfectă pentru o sărbătoare de o asemenea amploare, având în vedere fluxul de cetățeni. Anul trecut au mers pe la standurile companiilor vinicole circa 130.000 de oameni în două zile. O altă locație nici nu este demnă pentru această sărbătoare, dar nici nu oferă spațiu necesar pentru infrastructura de parcări, pentru fluxul de cetățeni.